Slăviți să fie Domnul! Așa după cum am auzit și după cum știm, suntem la un prilej deosebit pentru cetatea Hărmănești noi, cu ocazia hramului bisericii. Și fiindcă este în legătură cu cei doi arhangheli, Mihail și Gabriel, deci este cumva, chiar să ne referim, chiar la apostolul de astăzi și zice așa. Evrei 2:2. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dobedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? În mod deosebit, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că la plinirea vremii, putem spune, sau la timpul cel mai potrivit, Dumnezeu s-a îndurat și de poporul nostru, de țara noastră, de biserica în care suntem. Și acum 100 de ani știm că, prin părintele Iosif Trifa, a făcut această strigare, această mișcare, această naștere din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem că 100 de ani au trecut, dar atunci din ajunul anului nou, 23, și noi ne-am încadrat, deci în generațiile acestea, așa cum spune fiecare la rândul cetii lui, și ar trebui să fim atât de recunoscători lui Dumnezeu că ne-am născut în poporul acesta, ne-am născut în biserica în care suntem și în mod deosebit că Dumnezeu la vremea potrivită ne-a făcut și nouă cunoscut cuvântul din mântuire prin lucrarea oastei Domnului. E ceva deosebit. Și dacă privim puțin în istoria omenirii, referitor la cei două căpetenii, deci Mihail și Gabriel, și în general, când Dumnezeu a creat lumea nevăzută a îngerilor, i-a creat cu un mare scop. Adică știm cu toții că îngerii sunt cei care dau slavă și stau necondeit înaintea lui Dumnezeu. Și ei sunt cei care aduc mesaje. Deci aduc din partea lui Dumnezeu mesaje. Cred că e cel mai potrivit lucru. Deci la noi oamenii. Și am văzut că în Vechiul Testament, în mod deosebit, Dumnezeu a lucrat prin îngeri, în primul rând cu poporul lui Israel, dar și cu celelalte popoare, fiindcă știm că fiecare popor i s-a dat un înger. Un înger ca să îi conducă. Și cum spune Sfântul Apostol Pavel, evreilor se referă în mod deosebit în privința aceasta, că dacă o poruncă care a fost prin îngeri nu a rămas nepedepsită, deci nu a rămas, deci Dumnezeu, știm cum a fost cu Adam și Eva, Dumnezeu este și bun, dar și drept. Dacă a făcut totul, a creat totul și i-a spus, i-a dat totul de-a gata lui Adam și l-a făcut ca un cununare a creației lui și l-a pus să stăpânească. Da, să pui nume la tot ce este în lume, pe pământ. Deci, i-a spus așa, cu hotărâre, că în momentul când se nu mănânce din pomul cunoștință bine și rău, că în momentul când va mânca, va muri. Și știm că înainte de a crea omul, deci în cer s-a întâmplat, adică prin cel mai strălucit înger, Lucifer, când s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu și a vrut să-și pui scaunul deopotrivă cu Dumnezeu. Și știm că a fost
transformat din înger de lumină în înger de întuneric și a rămas, deci, împotrivitor față de Dumnezeu și în mod deosebit împotriva omului care Dumnezeu l-a creat pe om pentru a lua locul îngerilor care nu au rămas în neascultare. Și Dumnezeu a trebuit să aplice dreptatea atunci cu Adam, că Adam, așa după cum spun Sfinții Părinți, deci nu s-a pocăit, nu s-a căit de greșeala care a făcut-o. Sfântul Părinte spune că dacă s-ar fi căit, s-ar fi recunoscut vina, deci Dumnezeu îl ierta, așa cum se spune și despre Iuda, cu Mântuitorul. Dar fiindcă nu s-a căit, o aruncat. Deci vina pe femeie, femeia pe șarpe și Dumnezeu a trebuit să aplice dreptatea lui. Și știm că vreme de 5.000 de ani, toți s-au născut din Adam până la Sfântul Ioan Botezătorul, așa, deci au intrat în locuința morților sau în Sheol. Și a venit vremea, la plinirea vremii, când a fost trimis Arhanghelul Gabriel, care astfel cumva, deci sărbătorim patronul, patronajul, deci la Fecioara Maria, la Maica Domnului, și știm că s-a împlinit prorocia care a fost făcută de atunci în grădina Edenului, că seminția femeii va zdrobi capul șarpelui. Și într-adevăr, sunt atâtea locuri în Biblie unde am văzut că Dumnezeu lucra prin îngeri în mod deosebit cu oamenii, și a fost și în Noul Testament, dar în Noul Testament, deci cum să zicem, lucrează mai puțin, adică cu oamenii, fiindcă Mântuitorul când s-a înălțat la cer, însă așa, și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și iată și noi am prins vremurile acestea la sfârșitul veacurilor, și cum am amintit la început, și în mod deosebit, deci în această lucrare, în acest loc geografic, în țara noastră, și rugăm ca Bunul Dumnezeu și astăzi să trimite îngerii Lui, așa cum s-a citit și în psalmul la rugăciune, să tămărească în jurul nostru, îngerii buni, să ne păzească de toate ispitele, toate gândurile cele care nu sunt după voia lui Dumnezeu și să putem cu frică și cu tremur să luăm aminte. Rămânem la cuvintele acestea, fiindcă așa, după cum a spus, sunt mulți frați de mai multe locuri și fiecare să poată să-și aducă, așa cum spunea un frate la Iași, deci din trăstuța inimii lui, darurile și ceea ce i-a primit din partea Domnului. Slăviți să fie Domnul!